Salutare fraților și bine ați venit la Black Tiger, bun venit la un nou review. Așadar, vreau să vă prezint harta Krumbach, o hartă care mi s-a părut oarecum interesantă, nu vine cu lucruri noi, avem cereale default din joc și din câte am văzut pare să fie o hartă nemțească. Hărțile nemțești sunt destul de frumoase, cred că e nemțească după nume, așa îmi pare. Avem garduri frumoase din ce văd pe aici, cred că sunt multe lucruri făcute așa, customizate, niște case unice, clădiri unice, dar prima dată hai să vedem cu ce vine harta. Harta arată în felul următor. E mare. Deci, dacă îți place să faci o fermă industrială, cred că asta e o hartă potrivită. Terenurile par să fie mari. O să vedem și în real view. Momentan ne dăm seama de dimensiunea lor din map. Ok. Avem așa, animale, hambar de oi, un siloz, pășunea de vaci, casa și atelierul de vehicule. Ok, cu asta vine practic ferma noastră. Avem două ferme pe harta asta. Mai avem o fermă aici, din nou o casă de fermă. Tot așa atelierul de vehicule. Uite, avem încă un siloz. Format de bălegar, aici se pare că avem un pic mai multe lucruri, avem hambar de vaci, poate o fermă mai mare, fabrică de biogas, ok, și depozitarea de baloți, ok, bun, croitorie, deci în rest avem fabrici, fabricile din joc, default, terenuri, avem struguri, deja puși aici, gata, plantați, wow, ce e aici, locător de resturi, stație de vard, deci putem să le cumpărăm vard de acolo, ok, o să fie interesant. Aici fabrica de cherestea, pusă undeva, cred că pe lângă pădure. Cred că aici zonele astea sunt păduri, uite și pe aici. Cred că e o hartă interesantă. Văd că are destule bucăți de pădure. Oare se pot cumpăra separat? A, uite aici, deci putem cumpăra pădurea asta de aici. Oh, ok, 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 asta e interesant. Asta e interesant, deci avem păduri. Pare că avem destul de multe păduri. Oh, ok. Apropo, care erau prețul lor? Că n-am fost atent. Prețul la pădurie. Wow, 308.000 de euro. Ok. 119. 248. 201. Ăsta e teren cu iarbă, cred că și pădure. 156. Aici ceva teren cu iarbă, probabil și pădure. 201. Pădure mai mare. O să trebuiască să lucre un pic. O, asta cred că e cea mai mare pădure cu 600 și ceva. Da, uite și teren cu pădure. Deci, băi, îmi place aspectul ăsta. Că ai teren arabil și ai și pădure în același timp. Uite cum e și aici. That is nice, that is nice. I like it, I like it. Trebuie să muncești un pic ca să poți să cumperi o pădure. Da, cred că faci bani destul de ușor. Aici în față, uite, avem o trecere pe aici? Ce-o fi, frate, acolo? Trecătoare? Hai să vedem. Ok. Asta e interesant. Ok, interesant. Dacă n-aș avea și o tus, asta ar fi minunat. Asta o să fie probabil un review mai lung. Uite ce frumos se vede, mă. I like it. Wow. Terenuri. Uite, acolo cred că biserică ceva. Terenul peste terenul, frate, deci n-ai ce să zici. Deci aici avem o cărare, uite, care vine până sus, deci noi putem să venim pe jos. Fac și cu un ATV ceva, bicicletă, poate și cu o mașină mai mică, cine știe. Putem intra pe aici să vedem. Hai, de mă cupi cum se prezintă ferma. Mi-a atras atenția, uite, căruța asta care e frumoasă rău. I like it. Îmi place, dă un pic de stil românesc, dar nu sunt chiar astea ca precum astea, cum erau astea din România, din lemn, dar seamănă un pic. Aici avem o portă, deci putem interacționa cu ea. Îmi place gardul, că nu e așa fancy, nu știu ce, e totul old, știi? Așa place mie, știi, să fie la fermă, mai vechi, mai frumos, frumos. Avem aici, aia să vedem ce avem. Da, și clădirile astea așa, timp nemțesc, vechi, îmi place. Avem așa un stier, un top liner. Ok, aici ne putem și repara vehiculele. Avem un Land Rover. Ok. Deci aici putem să intrăm. Wow. Ui, mă, aici poți să vii și cu front loader-ul poți să-ți depozitezi
Zi, baluți. Frumos. Și aici, din nou, sus, wow. Wow, wow, wow. Ce frumos e aspectul ăsta. Avem pod. Nu cred că ne putem... Da, se deschide ușa. Nu putem noi stoca aici baluți. Din păcate. What? Mai avem un... E tot tablă acolo pusă frumos de decorație. Aici mai avem un... De ăsta, dar nu cred că ne lasă. Da, nu ne mai lasă să intrăm. Dar oricum e frumos. I like it. I like it. Very, very much. Chiar e frumos. Aici avem o ușă în spate. Ah, nu se deschide, ok. Țeapă. Na bun. Bă, ce să zic? Asta e frumoasă. Asta e frumoasă. Îmi place. Îmi place clădirea. E foarte frumoasă. Apropo, harta... Se mișcă foarte bine, doar ce am intrat pe ea, nu am încărcat nimic, nu, să se încarce shader cache sau așa, avem 100 și ceva de FPS-uri, depinde, 70, depinde de zone. Dar pare să fie optimizat. Aici ce avem? A, casa, ok. Măsuță frumușică și cu bancă veche, așa, nice, frumușel. Păi ceva, se deschide? Nu. Ba da, se deschide. Frumos. I like it, I like it, asta se deschide. Avem lumini ceva? Mă, nu pare să avem ceva lumini. Uite că s-a deschis și ușa asta micuță. Putem să depozităm și acolo în garaj. Da, casa e frumușică, nu știu. Mi se pare că sunt cam mici, cum le spune, fresturile. Aici ce avem? Avem niște cartofi și că e în curs de creștere. Dar cred că sunt puși așa, decorativi, cred. Deși... Văd că le-am considerare ca și teren. Da, pare să fie... Ok, deci avem o mică grădină. Fecle de zahăr, oare putem să o și lucrăm? Dacă am putea să o lucrăm, ar fi minunat. Ok, ok, ok. That is nice, that is nice. Avem o speritoare. Ridichi, ok. A, uite. Unde am văzut? Zgata de recoltat. Ridichile, mă. Wow. Păi înseamnă că acolo avem terenuri. Deci avem grădină mică. Îmi place, îmi place, îmi place. Iarba se vede frumos, frumos. Ce mai avem noi aici, știi? Prin ferma asta avem aici așa un drum care duce, uite, căprioarele spre un teren de grâu care e al nostru. E gata de recoltat. Ce avem aici? Oh. Chestia asta frumoasă de design. Uite, asta e faină. Dar nu mai știu exact ce face, dar mi se pare cunoscut. E un utilaj foarte, foarte vechi. Na bun. Oh, ăsta e silozul nostru? Să nu zici că... What? E de aia pentru gunoiul de graj, dar nu cred. Pare să fie furcă, eu cred că e silos aici. Sau nu e silos, nu știu ce e aici. Poate e doar decorativ. Dar de ce ar fi drum? Nu, silosul e acolo. Dar avem drum. A, interesant, interesant. Bun, hai că aici se complică, mă rog, se complică. Se, wow, cositoare din aia veche, mă. Bă, ce frumoase sunt aspectele astea, mă, îmi place. Aici se evidențiază pe lucrurile mai mult. Deci aici avem, ok, garajul ăsta. A, uite, mă, că se deschide ușa din spate. Ce mai avem aici? Uite, avem o balotieră, frumos, avem sitoare și pentru lemne, deci da, omul ăsta ne-a dat pentru că știe că are păduri, o să mergem să vizităm și pădurile, vai, o să fie un episod mai lung, dar sper să stați până la final, pentru că ar vrea să arăt mai multe din harta asta, vreau și eu să o explorez, pare interesantă, chiar pare o hartă interesantă. A, uite, mă, aici ne putem noi depozi... Ok, vine și cu un manitu. Frumos, bă, I like it, îmi place cum vine ferma asta. Și avem cu baloți. Deja aici, baloți de fân. Oh, frumos, frumos. A, deci aici vii tu să-ți depozitezi baloții. I like it, I like it. Oare ne putem urca pe scara asta? Deși nu cred. Nu, dar era fain. Dar scările alea precis le putem urca aici. Da, uite, afișe vechi, așa de colecție, știi? Frumos, mă, frumos, îmi place. Detalii faine, mă, sincer, pe harta asta. Aici ne putem urca? Ah, nu ne mai putem urca, bun.
Chiar îmi plac anumite aspecte. Uite, aici avem un raft cu mai multe din astea. Asta e pentru paleți. Asta e pentru a încărca gunoi de graș sau multe altele. Mă rog, poți să ieși gunoi de graș, dar... Anyway, orice, știți și voi cum e. Și avem, bineînțeles, și acolo pentru baloți. Nice, 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 I like it. Aici avem, uite, alte din astea. Uite, asta e pentru gunoiul de graj. Asta ocupă mai mare. Aici avem un siloz frumos. Aici, nice, garajul ăsta bate lumina. Uite, se pare că intră lumina prin sticla asta sau ce-o fi, nu cred că e chiar sticlă. Da, nu e sticlă, e un fel de plexiglas. Îmi place, wow. Chiar îmi place, cred. Să nu zici că avem becuri, bă. Wow. Asta e frumos. Chiar aproape de teren, venim, ne punem, uite, avem aici un gard. Aici, da, aici pare să fie pentru animale. Da, bă, e faină harta, ce să zic, mie îmi place, mai ales cum e ferma asta. Nu știu cum e ferma cealaltă, dar asta e fain aranjată. Ok, niște decorații. Bun, mai avem aici ceva, hai să vedem. Semănătoare, deci ne dă cu utilaje, ce să mai, ne dă și cu două remorci. Din asta și... Bun. Nice. Hai să vedem ce avem aici. Ok. Stai așa că trebuie să avem o intrare. Uite pe aici. Asta e pășunea de vaci. Deci e doar pășunea de vaci și vacile să stai tot timpul aici. De aici vii tu, intri cu tractorul frumos și te alimentezi cu lapte. Aici au apă. Aici au decorații, baloți. I like it, I like it. Chiar îmi place, mă. Place cum e făcută. De aici ne cumpărăm noi animale, bineînțeles. Și aici se pare că deja avem pregătit niște baloți de fân. Omul ne dă deja cu fân. Deci el zice clar, bă, poți să-ți cumperi deja animale dacă vrei. Uite, ai fân, ai... I like it, I like it. E a noastră, nu? Chestia asta din câte știu. Da, e tot, e tot al nostru aici. Aici ce e teren cu iarbă? Să vezi tu că e teren cu iarbă. Trebuie să ne uităm. Bun, n-am mai văzut stilul ăsta, sincer. Nu știu dacă trebuie să lași aici sau... Trebuie să vii. Chiar să pun aici, baloții, dar probabil aici așa e descar și în fine, dai frumos. Un pic de... Bă, e fain, n-am ce să spun, îmi place. Îmi place zona asta, uite, și copaci frumoși, frunze, frumos. Așa, da, mai merge. Chiar mi se pare foarte bine făcută. În partea asta de jos, a fermii. Ok, deci aici mai putem... Ce putem pune noi aici? Ce interesant. Deci aici putem să punem... Să facem noi... Nu trebuie să siluza și fii atent ce mare e, frate. Ho-ho! E mare, bă. Lung. Poți să faci un treț însilozat aici. Foarte mult. Ador, ador, ador. Multe lucruri pe harta asta până acum și încă n-am... N-am explorat-o toată. Chiar e faină, mă. Place. Fii ce mare, frate, clădirea asta. Aici e pentru oi. Hambar de oi. Avem o intrare pe aici. E bun, cum o să descărcăm aici așa mâncarea. Hai să vedem cum arată. Așa, avem drum. Ok. Aici se poate că se pare că se poate deschide. Din nou putem parca ceva, dar e ca un fel de casă aici. Du-te, bă, cât ce frumos e. Da, mă, casa aici așa n-am. Dacă era decorație, un pat și din asta mergea, știi că ziceai că stă omul care l-angajezi, știi? Avea și el aici locul lui de oierul, avea locul lui de dormeală. Băi, interesantă clădirea, sincer. Pot să spun că e o clădire folositoare, adică poți să vii să pui un tractor, poți să pui un utilaj mai mic în care să, cu care să te ajuți, știi? Să-ți cari, nu știu, paleții de lână, I don't know. Oricum, pare o hartă foarte bine făcută. I like it. Interesant. Da, o să mergem acum să explorăm, cred că și cealaltă fermă. Asta deja am văzut-o.
Îmi place la nebunie. Dar înainte de asta, hai să mergem noi un pic să vedem, deci aici, nu? Ah, da, aici, da, e asta de vaci. Ok, avem ceva pădure, mă, în partea aceea. Strada, nu știu dacă e o textură nouă, cred că s-ar putea să fie o textură nouă de drum, dar nu e urâtă strada. Poate ceva crăpături, n-ar fi stricat, aici așa avem ceva pe mijlocul ei, dar... Trec și niște mașini, frumos. Da, îți dau niște copaci aici. Uite, aici se pare că am avea, nu-i ceva... Mă rog, nu-i pădure, dar îmi place mă că nu-i dreaptă, e așa de nivelată, are... Uite, și de multe detalii, stil de curent, frumos, I like it, ce să spun, până acum am impresionat de hartă. Așa, ziceam de ferma a doua, fermă e aici, hai să vizităm. Ce aici nu ne aparține nouă, deci asta e o casă mai... Deci avem direct la stradă, e o casă mai... dar pot să dorm de fapt, ok. Mă, putem să facem și aici o fermă dacă vrem. De ce nu? Chiar ar fi interesant. Așa, deci. Hai să vedem ce oferă ferma asta. Automat avem aici o... Se deschide? Nu se deschide. Ok, era prea fain. Automat avem aici o cărare din piatră. Avem un garviu, asta e un pic mai modernă fermă, da. Dar îmi place mai mult cealaltă, că e un stil mai vechi. Avem o cărare de la mașină, de la casă până aici. Wow, scări, nice, frumos. Gardul ăsta viu, mă, chiar îmi place. Aici, mă rog, ceva decorațiuni. Aici așa stăm și ne relaxăm cu vecinii la o cafea. Da, e genul de fermă mai modernă. Scări frumoase, aici din nou ieșim la stradă pe drumul ăsta. Ok, alte decorațiuni. Se poate deschide. Ce-i asta, frate? Atelier. Bă, n-am mai văzut atelierul ăsta. E ceva custom, cred că. Da. E frumos, îmi place. Am crezut că e ceva... Bine, poți să și depozitezi în el, asta e clar. Vii, îți parchezi mașini sau, mă rog, utilajele. Aici alte decorațiuni, hornen, bun, ți-ai din joc. Aici ce avem? Oh my god, stai așa că se... ce de cauciucuri? Bineînțeles, Milo Poly, pentru că nu vrem să consumim multe resurse, ce FPS-uri avem pe aici? Oh, 100 și, nice. Aici avem un siloz frumușel. Ok, ăsta e frumos, man. Ok, I like it very, very much. Frumos, bă, frumos. Chiar îmi place harta asta. Și fii atent aici, ce drum frumos, așa, asfaltat. Se vede că e o fermă mai bogată, dar îmi place mai mult ferma cealaltă. Bine, și aici e frumos, nu pot să spun. Dar așa, acolo îmi place mult că e stil vechi, știi, și eu pe stilul ăsta vechi. Da, bun, aici avem... bunker. Alt bunker. Alt bunker. Poți să faci, lucrezi în silozat. Cât îți poftește inimioara. Avem scări, fii atent, putem să urcăm. Ok, avem un drum pe aici. Se pare că da, să ieșim în altă parte. Man, harta asta e o nebunie. Ok. Garaje, wow. Ui, aici ce frumos se deschid ușile. Nice. Ce să mai zici? Frumos, hai să coborăm scările așa cum ar trebui. Aici, depozit de baloți. Bun, deci aici putem să depozităm baloții la nebunie. Să nu zici, da, aici e fabrica de biogas. Ok, la noi în fermă sau... Da, la noi în fermă, ok. Da, e o hartă pentru nivel industrial. Aici avem rafturi, uite, venim, ne putem pune uneltele, știi, pentru încărcătorurile frontale. Bun, aici, habarul de vaci, ăsta mare.
Da. E frumos. Bun. Un hambar de vaci. Aici, bălegarul. Îngrășământul natural se adună aici. Frumos. A, uite ce frumos e, pentru că avem tot așa, plexiglas deasupra și bate lumina printre. Bun. Acolo am văzut, aici. Am văzut și cred că aici doar văcuți avem. Cred că da. Da, doar hambar de vaci. Deci, aici, dacă vrei multe, multe vaci să te ocupi cu lapte, să faci brânzeturi și altele, e ferma potrivită. Bun, hai că am terminat cu vizualizarea fermelor. V-am zis, o să fie un episod mai lung, dar așa îmi place mie să stau să vă arăt cam aproape tot ce se poate pe harta asta. Resort de cereale. Aici e o zonă. Bă, nu-mi vine să cremă cât de bine se mișcă harta asta și cât de optimizat e. O zonă în care putem vinde cereale. Da, decorații. Frumos, uite, pădure aici aproape. Să mergem să și prin pădure un pic. Ok, avem o cărare care duce aici. Și aici deja, uite, e o zonă micuță de pădure. De fapt, dacă iei de pe aici, e o zonă destul de mare de pădure, sincer să fiu. Avem lac. Ah, ok, se termină harta. Dar putem merge. Dacă aș mai vedea ceva, că fii atent ce des sunt copaci pe aici. Bă, dar zdeși, mă, de aici a scos lemne. Mana, aici e o pina sol că e sfârșitul hârții. Dar nu vii să tai lemne de aici. Uite, au, ok. Dacă avem un drum, da, aici e sfârșitul hârții. E sfârșitul hârții aici. Da, e frumos, vezi așa cum... Hai să urcăm pe aici. Denivelările astea, mă, și pantele astea, I like it, îmi plac foarte mult, very, very much. Uite, frate, pe... Wow! Aici deja e... Da, aici e iarbă, uite, teren cu iarbă. Hai, din capul meu ce fain, din aici să vii să cosești. Și uite, iarbă faină. Omul, cred că o schimba și textura de iarbă. Uite, asta e iarbă, Giants! Asta e iarbă, puteai să pui pe harta Zelonca. Wow, aici să vii să cosești, e foarte frumos. Uite, ai și drum, fac frumos, vei, intri. E teren destul de măricel. Și cred că pe partea cealaltă tot așa mai avem încă unul. Din nou, aici pădure. Mă, pădurea nu pot să spun că nu e foarte urât decorată, nu e nici prea decorată, dar e ok. Da, aici avem un... Mă rog, pajiște, pajiște. Da, e o pajiște. Poți să vii tu să scrii teren, dar nu cred că o să vii să scrii teren pe aici. Hai să vedem. Da, îmi place că nu e, uite aici alt teren cu iarbă, ce iarbă frumoasă. Asta da iarbă, frate, asta da iarbă. Iarbă de iarbă, frate, asta da textură de iarbă. Ador, 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 ador textura asta de iarbă, e senzațională. Nota ce? 10 e puțin, frate. Nota 10 e puțin. Nota 1000 pentru omul ăsta. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Deci aici am scris zona de fermă. Magazinul de vehicule. Hai să vedem cum arată magazinul. Magazinul din Motorex. Bun. Ok. Avem ieșire pe aici. O să se ridice barierele. Ok. Oh, uite mă, un tractor. Tractor acolo deasupra. De ce e un tractor? Nu pot să mă urc sus. Nu? De ce e un tractor deasupra? Putem intra în ăsta? A, uite, ăsta mi-l dă de la magazin. Frumos. Cumpărăm animale. Acolo e ceva fabrică, dar acolo avem un tractoraș. Bun. Asta e zona de magazin. Aici, un alt fel de shop. Vindem. Practic și avem și benzineria. Frumos, frumos. Da, du-te bă, du-te bă că harta asta e senzațională. Asta da hartă. Tu vezi ce terenuri are, frate. Ce păduri și... Na, ador. Porcii, hai să vedem aici la porci. Ok. No, bun, hai că pare să fie o zonă frumoasă și aici. Bine, toată harta e frumoasă, ce să mai zic? Sunt încântat, uite, ăsta e.
Asta e o clădire faină. Nu știu dacă e din joc sau nu, dar nu mi-amintesc să fi văzut prin joc. Aici ce avem? Tâmplăria aproape de... Da, deci tâmplăria e aproape de... Ăsta cu porci, ok. Avem porumb. Da. Și avem intrare la pădure, tocmai de-aia au și pus omul tâmplăria, uite ce frumos e. Bă, nu vine să cred cât de bine se mișcă, mă. Ah, avem, nu pot să spun că păduri avem destule. O să scoți bani fain și de pe lemne, dacă chiar vrei aici ne putem depozita, parca utilajele care le folosim pentru porci. That is why, ok, that is nice. Avem aici o brutărie. Nu știu dacă avem zonă de oraș, sincer să fiu, că nu pare. Pare că e doar o zonă de asta de... Anyway, nu simt nevoia unui oraș. Nu știu dacă avem colectibile, dar mă rog. Oameni ce se plimbă pe aici. Da, spații... A, uite, aici apare să fie ceva gen oraș, tip nemțesc. Biserica, care cred că am văzut-o de la ceva distanță. Oamenii stau aici și ei. Avem bisericuță. Ok. Bun, hai să vedem ce mai avem. Ce, asta e tot biserică? Nu, no, asta e fabrica, ok. San Giovanni. Bun. A, uite, și aici așa, în iarbă, frumos, aer liber. Restaurant. Îmi place cum arată. Frumos. N-am ce să spun, mă, sunt cântat de harta asta, mie îmi place, sincer, și chiar aș juca pe ea foarte mult. Uite, aici, de exemplu, avem... Tot așa putem să depozităm. Sincer, nu știu ce e pe aici. Fabrică de lactate, ok. Păi, frumos. Chiar îmi place și stilul ăsta nemțesc așa, îți dă o senzație, cel puțin mie îmi place. Pe Farming Simulator îmi plac hărțile astea așa nemțești. Da, deci asta e fabrica de lactate. A, așa un vibe aparte, știi, și parcă te simți mai un fermier de la mai mare, mai avansat, cu mai multe posibilități, că trăiești într-o țară mai dezvoltată, nu... Romania. Mă rog, ăsta să pupă cu gardul, dar puțin contează. Aici avem din nou o căsuță, frumoasă căsuță oricum. Frumos. Haide ce mai avem. Croitorie. Aici parcă am fost. Uite aici sunt curios. Să vedem ce oi. Da, aici e, wow, chiar deal, chiar, uite, aici din nou altă zonă, vii, intri pe la pădure, de fapt ieși și aici cred că e o pădure. Bă, sunt foarte impresionat de formele de relief a acestei hărți, uite, foarte multe forme de relief. Știu că ar trebui să avem niște, da, struguri, hai să vedem cum arată zona cu struguri. Avem vedere că e, și cred că e doar singura. Da, e doar singura zonă pusă pe hartă. Ok, deci așa arată zona... Uite, acolo avem un pod. Așa arată zona asta cu struguri. Da, însă struguri puși în pantă, exact cum se pune via. Mai multe terenuri, însă aici vreo... 5 terenuri. Bun. Măslin n-am văzut. Da, ți poți spune și tu dacă vrei. E frumos, uite aici avem un fel de...
de lac, mă rog, un râu, pardon, un lac, dar pare că ar fi secat. Pod? A, nu mă, e drum ăla, mă. Ăla e drum, man, cred că e drum. Sau? Nu dau seama, pare să fie și un fel de drum, da, fine. Da, iarba asta o ador. Asta e cea mai frumoasă iarbă care am văzut eu până acum pe o hartă. Plus ce mai era pe Burley Springs sau ceva de genul, parcă se numea harta. Uite ce frumos e aici, conjurat cu copaci, drumul. Dar asta e mult mai faină, iarba. Nota, ți-am spus, nota 1000. E frumoasă, frumoasă de tot iarba. Aici, sincer, așa și doar aș cosi. Da, cât de frumoasă e iarba asta. Acolo e portocaliu, nu știu de ce. Bun, aici avem ceva drum, din nou teren cu iarbă, poți să-ți pui tu niște utilaje aici dacă cu care te ocupi la cosit, dar uite bă, relieful hârții acestea, altă pădure, iarbă, curs de creștere, da, deci foarte multă iarbă, avem terenuri cu multă iarbă pe harta asta, uite, foarte multe terenuri. Aici nou păduri, fabrică de lactate am fost, la croitorie nu cred că am fost, dar aici e croitoria. Din nou conjurat tot așa cu copaci, cu zone din astea de relief mai înalte. O să fie frumos să umbli practic pe harta asta, deci vine cu utilajele astea. Avem un pend. Avem un fel frumos. Hai să vedem așa cum e un pic să umbli pe harta asta. Hai că se vede, wow! Ăsta n-am prea jucat sincer cu fendul ăsta, dar se vede frumos și de la volan. Drumurile nu sunt foarte late. Sunt guste, de fapt sunt potrivite. Ceea ce arată și faptul că tractoarele astea sunt mari, frate. Ca și în viața reală, când mergi pe un drum cu un tractor din ăsta, cam ocupi spațiu din șosea. Că trebuie să mergi un pic mai pe margine. Bun. Se vede frumos, mă, n-am ce să spun. Ce să spun, e o hartă potrivită pentru tot ce vrei tu. Pentru industrie, pentru du-te căprioară, pentru producție mare cu lapte și dacă îți mai pui și tu moduri în care să... Hai să luăm partea dreaptă, pare să fie mai... Ia uite, semne de circulație. Altenstein, Krumbach, la 8 km, Altenstein la 35 km. Ce să mai zici, frate, ce să mai zici? Hai să mergem spre Krumbach, Altenstein nu e mai încolo. Îmi place ce aspectul ăsta și că, mă, e posibil să fie aici mai multe sate, să spun așa. Gen două sate. Se merg din unul în altul? Sau zone, dar nu cred. Cred că doar zice, bă, zona aia mergi, în partea aia mergi. Pe Krumbach, în partea cealaltă, spre Altenstein. Și cam atât. Da, e frumos să conduci de la volan. A zis, harta se mișcă foarte, foarte bine, e optimizată, deci n-ar trebui să aveți probleme cu ea. Eu abia ce am intrat în... Abia ce am intrat în ea și... Bine, o trebuie să mă duc, să colin toată harta ca să mi se încarce shader cache, să nu am draw frame-uri sau așa. La perfect se mișcă. Asta e o hartă excelentă. Asta, la cum se mișcă ea, dacă ar avea lucrurile de pe harta Hoberman, ar fi mai tare ca Hoberman, sincer. Asta ar fi mai tare decât Hoberman. Pentru că e mai optimizată. Relieful, să nu mai spun, e ceva senzațional. E minunat. Acum ne plimbăm așa un pic să vedem cum e feeling-ul ăsta. Foarte multe drumuri, foarte multe... Da, mie îmi place, eu am rămas fără cuvinte și dacă ai niște moduri frumoase în care să spui niște fabrici și dacă vrei să faci ceva...
diferit. Aici deja se termină harta. Sincer, nici nu zădea senzația că se finalizează harta. Ai tot vrea să mergi. Frumos, mă, frumos. E bine făcută. Chiar e foarte frumos. Am văzut cum a apărut ceva hărți, știi, pe Motav, dar... Asta mi-a atras mie ochii cel mai mult. Într-adevăr, terenurile sunt destul de mari, sunt mari, de fapt. Dar asta e o hartă, v-am zis, pentru industrie, așadar, dacă sunteți fani industrie în Farming Simulator, să faceți fermă industrială, asta e o hartă pentru voi. Ai atâtea buncăre în care poți să faci un treț în silozat și... Doamne! N-am întâlnit parcă până acum pe o hartă atâtea buncăre. Chiar e interesant treaba asta. Hai să o luăm un pic pe drumul ăsta. Se simte, e drum de țară. Ia uite, printre copaci. Nu pe toate hărțile ai detalii de genul, știi? Simți că, bă, uite, e o zonă care, nu știu, mai treci pe lângă un copac, mai... pune... Aoleu, să nu-mi zici că se termină. Mai v-am zis, harta asta... Harta asta e prea bine făcută, că nu-ți dai seama că se termină, frate. E prea bine făcută, îmi pare rău, sincer, că se termină aici. Dacă de bine e făcută, chiar aș fi vrut să mai fi mers pe drumul ăla, chiar că aveai un feeling frumos de condus. Da, e, ce să spun, mie îmi place, e foarte senzațională. A, uite ce detalii, avem copaci aici, în mijlocul acest teren, frumos, dar dacă n-avem nimic decorativ acolo, putem să eliminăm copacul și să ne facem... Sarăm, să avem teren fără copaci acolo care să ne încurce. Oare ieșim pe undeva pe aici? Hai să vedem. Bine, am ajuns tot pe la sfârșitul hărții. Corect. Bun, fraților, lăsăm aici. Cam asta e harta, eu sper că vă place și de ce nu, că o să jucați pe ea. Așadar, sper că v-a plăcut acest video, dacă v-a plăcut lăsați și voi un like și dacă sunteți pe canalul ăsta să abonați. Ar ajuta enorm de mult acest canal și să sperăm că până la sfârșitul anului facem și noi 1000 de abonați. Eu vă mulțumesc pentru suportul vostru, iar noi ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune, bye bye!